Îndrăzniți să susțineți contrariu? Eu ferească Dumnezeu. Numai eu știu cât v-a iubit. Parcă eu nu știu cât m-a iubit. V-a luat când, iertați-mă, dar nu era nimic de capul dumneavoastră. Da. Te recunosc, poftim. Și nici nu putea să vadă că o să ajungeți și ați ajuns, fiindcă, să nu ne luați în nume de rău, dar se putea întâmpla și altfel. Adică? Adică să rămâneți un ilustru anonim. A suferit lângă dumneavoastră. E și eu am suferit lângă ea. Acum îmi dau seama prin ce a trebuit să treacă dacă a ajuns să ia decizia asta, care pe mine nu mă surprinde. Ei, nu mai spune cum asta. Eu în locul ei vă lăsam de mult. E, bravo, pot să vă știu de ce? Dar nu vă supărați dacă vă spun? Nu. Și, în definitiv, dacă vă supărați acum, ce mai contează? Maestre, din punct de vedere compozitor, sunteți admirabil. Din punct de vedere soț, suport ce critică. Nu mai lipsuri. Mai precis, te rog. Egoist. Dar nu mai mult decât alții. Absent. Ca orice creator care trăiește universul lui, nu? Da, neîngăduitor. Dar de unde ai mai scos-o? Resping asta. Da, cu un sentiment nepermis de posesiune. Dar resping asta, ți-am mai spus odată. Da, doamna, este un model de modestie. Da, modestie, mai bine zis mediocritate. Vedeți? Ce păcat mai grav decât să confunzi modestia cu mediocritatea. Lipsa de vanitate cu lipsă de valoare. Cuviința cu naivitatea. E, maestre, ce greu să te uiți atent la oameni și uneori la cei mai apropiați. Doamna v-a fost devotată. Devotată? Da, da, da. Acum 2 ani, când ați fost bolnav și când, dintr-o greșeală de diagnostic, era unii care v-a condamnat, doamna... Da, ce-i cu doamna? Ce-i cu doamna? Bine, bine, nu mai spun nimic. Pac! Am trecut. Trebuie să vă spun însă, maestre, că și eu, poate, și eu trebuie să plec. Va trebui să plec. Nu mai spune și dumneata? Da, și eu, da, și eu. Da, da. Da. Trebuia să o faci mai demult. Recunosc. Acum 500 de zile. A fost o lipsa mea. Acum 500 de zile trebuia să faci. De ce tocmai atunci? Uite, așa mi-a venit mie acum. Crezi, dar eu nu vă înțeleg. Ascultă, dumneata, crezi că Emma a plecat din cauza mea? Pe la singura explicație. Da? Ei, află că te înșeli. Doamna Emma a plecat din cauza ei. Doamna Emma a plecat. Cu un bărbat. Cu cine? Uite, cu cine ai auzit, mata, acum, cu un bărbat. Maestre, vă rog să nu vă supărați, asta cred că nu vă simțiți bine. Sunteți pali. Nu vrei să-mi dai un pahar cu lapte? Da. Păi, dar uite-te bine la mine, ai tot dreptul să spui că delirez sau că sunt nebun. Și totuși, acesta este adevărul. A plecat cu un bărbat, lângă care de un an și jumătate, auzi, dumneata, un an și jumătate, și a regăsit sensul vieții. Iar acest an și jumătate, eu ți-atrag atenția că asta înseamnă 500 de zile. Dar ce te-a apucat, de ce râzi acum? Vă rog, vă rog să mă scuzați, îmi dau seama că râsul nu-i la locul lui, dar oricum știți. Înțelegeți că la toate m-aș fi gândit, dar la asta nu. Recunoști, nu? Doamna Emma a răzbunat toate suferințele feminine și cred că a făcut-o dintr-o solidaritate de sex. Cine o fi? Cine? Bărbatul. Care bărbat? Dar ați spus adineau că a plecat cu un bărbat? Da, asta mă întreb și eu. Să fie oare doctorul Georgescu? Care doctor Georgescu? Care v-a îngrijit pe dumneavoastră când ați fost bolnav? Ce scrumbie aia cu ochelari? Dar nu-i scrumbie, e un băiat foarte bine și în speritatea lui un as. Da, și de ce tocmai Georgescu ăsta? Eu mi-am dat seama că o place pe doamna. Femeile simt, deși nu s-ar putea spune că doamna a dat vreo urmare atențiilor lui. Ce, tot atenție față de ele, mă? Am fiecare zi flori. Ce? Zic că eu eram pe moarte și dumneavoastră primea flori. Când am fost eu bolnav? În ianuarie 63. Da, ei, nu corespunde asta. Să fii inginerul Tudorică? Care Tudorică? De la 6. Deasupra noastră, aici? Într-o garsonieră la etajul 6. De unde și până unde, mai zi Tudorică? În lift? Liftul e ca un tren al casei. Se leagă conversații, prietenii, pasiuni. Eu am băgat de seama că Tudorica întârzia unor special jos ca să ia liftul odată cu doamna. Telefon. Ce telefon are Tudorica? Mai decât că acum a urcat odată cu mine, da. Nu mai e nevoie. Dacă a urcat, înseamnă că e în București. Dacă e în București, nu e cu ea. Păcat. E un bărbat foarte prezentabil, înalt, brun, drăguț, bine crescut, are și trabant. Să fie oare Mitulescu? Care Mitulescu? Compozitorul? Da, ar însemna că a rămas în profesiune. Mitulescu? Da, doamna a susținut totdeauna că are talent. E mai afună, habar n-ar de mult. Da, dar când soția unui artist susține că un coleg al soțului ei are talent, nu-i lucru curat la mijloc. Nu, ascultă, doamnă, să v-ai auzit-o dumneata pe Emma afirmând că Mitulescu are talent? Nu știu de câte ori. Să cheamă la telefon pe Mitulescu, okay, asta imediat. Atent. Alo? Alo, cu maestru Mitulescu, vă rog. La telefon? Închide! Închide! Nici o grijă aflăm, noi ne lămurim, noi. Da, maestre, ne lămurim, asta e fericirea în viață, că ne lămurim. Mă duc să mă schimb, oricine sună, oricine mă caută, nu sunt acasă pentru nimic. Bine, maestre.
Vă repet, doamnă, maestru nu e acasă. Cristi. E plecat. Cristi. Inutil, doamna lipsește, maestru e plecat. Cristi, fii drăguț și spune-și acasă. Doamna, mă puneți noi așa într-o situație. Cristi! Dumneata ești Anca? E acasă sau nu e acasă? Îmi pare foarte rău. Nu sunt nici două minute de când mi-a comunicat că nu e. Nu face nimic, doamnă. Cine ți-a comunicat chestia asta? Da, îmi pare foarte, nu am fost pusă noi așa într-o situație imposibilă. Bine, doamnă Sava. Oricum, n-aș vrea să mă amestec, dar dacă, în sfârșit, dacă sunteți acasă, vă privește. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Văd că ești nervoasă. Din potrivă, calmă. Ce nostru mă ești așa? Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Ce-i putere? Ha? Ești cine e bărbatul cu care pleacă tema? Păi de unde vrei să știi? Fă un efort! Păi, imposibil. Fă pe la imaginație! Neputință, nu? Ghicește! Exul? În teatru? Rece! În afara teatrului? Gheață! În jurul teatrului? Cald! Dar pompierul teatrului! Nu, e stupid! Bărbatul care a plecat? Spune ce vrei să crezi! Păi de vreme ce a fost în stare să o facă, pot să cred orice! Chiar nu-i strece prin cap? Să mă tai! Deci bărbatul... Nu, stai jos să nu cazi! Păi putem stau, uite! Bărbatul care a plecat, Emma, e Valeriu Stambuliu, profesor de limbă română și până la această oră soțul lui... Cum? Cum auzi? Pentru că fața e foarte bună, excelentă, dar nici așa să nu-l... Citește! Ce să mai citești? Scrisoarea! Ce, încă una? Mi-a dat-o portarul teatrului când am ieșit din consiliu. Ascultă! Din gară înaintea plecării. Și ăsta din gară? Draga mea, te rog să mă crezi că trăiesc o dramă profundă scriindu-ți aceste rânduri. Dar nu mai am dreptul să se ascund adevărul. Au de un an și jumătate. Au, încă ești prin plafon. Inima mea bate lângă o altă ființă care mi-a redat încrederea în viață și în mine. Nemai. Dacă am avut energia și forța, să termin lucrarea de se particula însă în dialectul Sichi, e fiindcă am avut sprijinul moral, tandrița și dragostea ei. Aflând că plec la Craiova, n-a rezistat și m-a urmat. Cum spune și un vechi proverb malgaș, păsările zboară în văzduh, dar nu se despart niciodată. Adică cum nu se despart niciodată? Lasă proverbul malgașă. Nici pe noi nu ne va despărți nimeni și nimic. Caută și explică lui Cristi, roagă-l să ne ierte, iar tu păstrează-mi, dacă se poate, o cordă mintire. Valeriu Stambuliu. Ai ce spui asta? Îl omor. Pe cine? Pe Belfara. A, nu, plăcerea asta mi-o rezerv mie. Îi dau foc cu benzină. A, nu, mă răzbun și mai rău. Îl las ei. Dar eu îl tai în bucăți? Îl tai în bucăți? Și nu există tribunal pe lume care să mă condamne pentru asta. Asta e că e prietenul meu din copilărie, colegul meu de bancă. Îi facteze, îi suflu și el îmi suflă nevasta. Cine, domnule, cine? Motofozo, că din motofozo nu-l scoteam acolo la școală. Și mare și o brăzicea să vin aici, ascultă-mă, aici, să fie rămas bun. Cine? Cine, Molia, cine? Și eu, ca un imbecil, mă emoționez și-l sărut. Ce era și neras de trei zile când mi-a rupt fața. A, nu, vine apocalismul, Anca. Lovinescu a scris moartea unui artist, eu scriu moartea unui malgaș. Nu e vina lui. Dar la cui? A ei, ea l-a făcut să-și piardă capul. Cine? Eba? Nu încerca să o aperi. Acum îmi dau seama ce ascunde această sănătnituș prefăcută. Dar mizerabilă. Mironosița. Ticălosă. Ah, caut adjective, dar și nu găsesc. Am eu, da. Și-au bătut bine joc de mine. Tine de mine s-au bătut joc. Ești o victimă secundară. Oricine putea să fie distribuită în rolul ăsta. Da, și aici vrei să fii cap de afiș. Dar cu ce facem? Ne certăm care din noi mai ridicol? Da. Bine, cel puțin, că nu știm decât noi doi. Te înșel, mai știu și alții. Da, cine mai știu? Ei? Uite, la asta nu m-am gândit. Păi tu nu te gândești niciodată la nimic? Ești ce, parcă dacă mă gândeam, puteam să-i împiedic, să o afle, ce să mai... Îți dai seama ce te-ai fi distrat pe socoteaua noastră? Crezi, oare? Eu mă întreb ce și-or fi vorbind ăștia unul cu altul. Eu cred că vorbesc mult așa. Eu te felicit că-ți mai păstrez simțul umorului, mie nu mai arde să râd deloc. Probabil că la ora asta știe tot teatru. Crezi? Și am jucat și în comedia dragostei. Ce legătură are una cu alta? Aveam în piesă o replică. Pe mine soțul meu mă adoră și nu o să mă părăsească. Iată-te, pe timp. Ei, lasă, nu-i nimic, Anca, trece. Trece? Da, ca și cum n-ar fi. Vezi, acest trece al tău întâi întrege ecuație. Spui trece și ai întors pagina. Spui trece și ai trecut mai departe. Acum îmi dau seama cine poartă întreaga vină, nici ea, nici el. Tu. Cine? Și numai tu. Dacă nu ai făcut Emi viața pe care ai făcut-o, n-ar fi că o compensație în afară. Încă mă emoționeze, mă duc să-i cer iertare. Nu ai greșit esențial. Dar ce știi tu ce viață tu să ai acum? Asta vă cunosc de 8 ani de zile. N-ai avut pentru ea niciodată niciun gest de tandrețe. Da, și le-am iubit-o foarte mult. Estimat-o, n-ai prețuit-o, deși are 1000 de calități. Dar sunt primul gata să-i le recunosc. Marele creator, demiurgul, acceptă să plece asupra unei ființe umile și să recunoască mărinios existența. Poate că nici tu nu ești de vină, caracterul tău. Dar sigur sunt egoist. Atât de tare că din când în când îți feriți luxul să fii generos, egocentric. Pământul nu se învârte în jurul soarelui, rezii în jurul tău. Ei, uite, te privesc și îmi dau seama că oamenii au dreptate, semănați. Cine? Tu și Emma, și nu numai fizic. Ești brutal. Iar tu nedreaptă și plină de caprici ca o vedetă de music hall. Cum? Repetă. Așa cum ai auzit, ca o vedetă de music hall.
Poate că n-am nici talent. Poftim? N-am spus, eu te previn că în România toată lumea are talent. Cine? Cum cine? Concret, pe nume. Uite, nici Ana Marini nu-i lipsită de talent. S-ai văzut-o în Fedra? Am văzut-o la minchipul, e foarte talentată fata asta. Îți mulțumesc. Pentru ce să mulțumesc? Pentru tot. Un singur lucru vreau să-ți spun, că Valeriu nu mi-ar fi vorbit niciodată așa. Cine se poate compara cu Valeriu? Valeriu fiind superior, un sfânt, sfântul motofozo. Ce faci? Plec. De ce? Uite așa. Tancă, te rog. Inutil. Nu-ți dai seama că ești stupid. Ești inutil. Ești nervoasă și te înțeleg. Da, să nu-ți reproșezi nimic. Din tot ce mi-ai spus aseară, n-am crezut-o vorbă. Ai dreptate, sunt un imbecil. Ai mai spus-o odată. Pentru o singură zi e prea mult. Riști să mă convingi. Sunt cel mai mare imbecil de pe pământ. În definitiv, ce facem noi de o oră? Constatăm ce surprize ne rezervă viața. Dar și uităm esențial. Și ce e esențial, Cristi? Că te iubesc. Ai. În felul tău, Cristi. Nu am iubit pe nimeni niciodată și că suntem fericiți. Noi? În definitiv, să facem o socoteală. Exact. Anca, te rog. Anca. Să vedem la ce punct am ajuns, nu? Emma de 500 de zile a încetat să mai fie moralmente soția mea, nu? Valeriu ți-a redat libertatea. N-am vrut-o. Păi dar e un fapt, ce putem noi spera mai mult? Asta, mai sunt unele amănunte tehnice, va trebui să divorțăm. Ce simplu le rezolvi pe toate, Cristi? E o formalitate, Anca, în cazul nostru, simplu formalitate. Ești sigur? Ți-o pot dovedi. Stai, un moment să-i dau un telefon lui Dinulescu. Cine e Dinulescu? Un prieten avocat. Stai, să nu dai. Nu, să nu pun, eu pun chestiile așa, în general, numai, știi? Un moment. Stai. Alo, Dinulachi, să trăiești, mă. Ce v-ai mai recunoscut? Iartă-mă că te deranjez pentru o consultație telefonică, dar o chestiune care mă interesează pe mine foarte mult. Ei, nu știți despre ce este vorba, să presupunem că X, așa, om căsătorit, primește din partea soției sale o scrisoare prin care aceasta îl anunță că de un an și de un an de zile are o legătură și că înțelege să-și refacă viața lângă acel om. Ei, soțul, asta e întrebarea, poate să ceară desfacerea căsătoriei? Imediat. Așa. În urma scrisorii. Da. E, asta am vrut să știu. Mulțumesc. Dar ce faci tu, Dinulachi? Ce mai... Ei, te-ai convins, dragă? Ai, Anca, te rog, zâmbești. Avem toată viața în fața noastră. Uite, trecutul e mort. Eu am uitat totul. Și dacă într-o zi ai să mă uiți și pe mine? Dar nu uităm niciodată cu ceea ce nu merită să fie ținut minte. Ia să vedem acum unde o să locuim. Așa, există următoarele posibilități. Sau te muți tu aici. Aici? Da. Casa asta e plină de amintirile tale ca un castel scoțian de fantome. N-aș putea dormi aici nicio noapte. Asta nu-i casă, e bazar, nu vei niciun lucru la locul lui. În schimb, acolo la tine un zgomot infernal. Stai, că putem face altceva. Dăm ambele apartamente și cerem în schimb o locuință mai mare. Și ei? Sper că nu încerc să înzestreze. Să se descurce. Valeriu, cel mai neajutorat om din lume. Pentru el plata telefonului e uneori o problemă insolubilă. Da? Cine nu știe să plătească telefonul să nu-și permită aventuri. Ești rău. Dar cine a fost bun cu mine? Cine? Valeriu, Emma, cine? Alo? Da, da, casa Cristofor Belea. Oh? Iași? Baxă invers sau nu primim? Nu primim, nu maestru nu e acasă. Nu primim, nu vorbim, nu răspundem. De socrul meu ar veni acum. Ce a fost asta, Cristi? Mă înspăimânți. De ce? De ce? Pentru că te iubesc. Că te iubești prea tare. Ai luat vacanță. Perfect. Săptămâna viitoare plecăm la Eforie. Ce ai? Ce-i cu tine? Sunt tristă. Pentru că ți-e teamă. Teama secretează tristețe ca sepia cerneală. Când o să locuim împreună, nu o să-ți mai fie teamă de nimic. Nici de mine? N-am să te las niciodată cu tine. Când am să lucrez, ai să stai lângă mine. Să stai acolo lângă mine, acolo de dimineață, în seara. Când am să lucrez, am să spun povești, am să-ți fac scamatorii. Știu o mie cu chibritul, cu cărți de joc. Știu să scot un porumbel din pălărie. Și eu știu, Cristi. Știu să fac tumbe, să umblu pe sârmă fără plasă, să jonglez cu cuțite, cu pahare. Și eu știu să mă joc, Cristi. Un singur lucru nu știi. Ce? Că mi-e foame. Că ce splendide să pot spune așa simplu. Simplu, mi-e foame. Foame de lume, de viață, de fericire. Vezi, Anca, ce simple sunt toate. Și în vremea asta, imbecilii... Cine? Ei, noi numesc ca să nu le fac onoare. Zac într-un hotel din Craiova, crezând că și-au realizat marele lor vis de dragoste. A, nu, nu, nu! Trebuie să-i pun în cunoștință de cauză. Trebuie să-i avertizez. Ce faci? Îi dau o telegramă. Lui Valeriu? Și ei, cel puțin să știi. Așa, adevărații fericiți suntem noi.
imbecililor. Așa semnat Anca și Cristi. Le dau telefonată ca să le parvine chiar azi. Ești cine? Sunt solvabil, plătesc. Termină, închide, fii cu minte, Cristofor. Cât e ceasă, domnul Sau? Două. În a cincea zi a naufragiului. Domnul Sau, te rog, te implor, termină odată cu insinuările astea. Vă rog, vă promit. Dar credeți-mă, sunt și eu excedată. Vrei să fii drăguț să-mi faci o cafea? Cafea? Da. Imposibil. Imposibil? Și de ce, mă rog, e imposibil? Doamna Stambuliu, o numesc cu numele întreg ca să exclud orice posibilitate de confuzie. A dat dispoziție, în ce calitate mă abțin să comentez, ca toată cantitatea de cafea existentă în casă să fie zvârlită în crema. Nu înțeleg. Nici eu. Și totuși faptele sunt riguros exacte. Aseară, în jurul orei 8, a aruncat cafeaua în crematoriu. Ne mișcăm într-o lume de nebuni. De ce a făcut asta? Mă întreb și eu. Fără nicio justificare? Dar nu a existat un argument. Cafeaua dă tahicardie, tahicardia infarct, deci la crematoriu. E neimaginabil. Fii, te rog, drăguță, da. Și dă-mi o țigară. Țigară? Da. Imposibil. Doamna Sava, iartă-mă, dar ești îngrozitoare. În fiecare zi te obsedează un cuvânt. Astăzi este imposibil. Am spus eu imposibil? De 100 de ori. Posibil, dar țigară e imposibil. Și de ce, mă rog, de ce? Ultimul pachet de țigări a luat drumul cafelei, crematoriu. Doamna Sava, doamna, ați bat joc de mine? Eu, maestră, eu? Te-am rugat o țigară. Da, dar de unde? Maestră, eu țin foarte mult la dumneavoastră, adică, mai bine zis, am ținut. Dar să mă zvâl de vie în crematoriu, oricum prea mult. Păi explică-mi și mie, de ce le-a aruncat? Cancer la plămâni. 80% din această afecțiune se datorează tutunului, deci... Fenomenal! Cu alte cuvinte, n-am cafea, n-am țigări. Nu! E bravo, felicitările mele! Maestru, să nu vă supărați, dar pe mine mă felicitați? Nu, pe mine, doamna Sava, pe mine! Iată-mă, la vârsta mea, pus sub interdicție! Acum sper că o să înțelegeți tristețea mea! Tratat ca un debil mental care trebuie supravegheat! Dar strigați la mine că și când eu aș fi dat dispoziția! Dar nu trebuia să o lași! Serios? Atunci nu cunoașteți pe doamna Stambuliu! Doamna Stambuliu nu e doamna Emma! Perfect. Nu mai insist. Cât e ceasul? 2:30. Ai pregătit ceva? Un suflet de conopit. Foarte bine că mi-e foame. Da, da, sufleul este o mâncare care se servește proaspăt. Doamna Stambuliu a decis să mâncați la ora 1. L-am pregătit, deci, pentru ora 1. L-am privit adineaur la 2. Fleșcăit, mai este completamente fleșcăit. Aruncă la crematoriu. Cum? La crematoriu. Am și eu dreptul să arunc ceva. Da. Lasă-mă singur, lasă-mă singur. Iartă-mă, Cristi, doamne, că am întârziat, dar m-am văzut cu mulțime de oameni. Întâi cu cine crezi că m-am întâlnit? Nu o să se afle în cap, cu Virgil Tudose. Pune la toamnă la noi învierea, într-o concepție cu totul nouă. El susține că învierea nu este o drama conștiinței, așa, nici pomeneală, susține că mai degrabă cum se facă ca să înțelegi o drama caracterului. Aici n-am prea înțeles eu cum vede el piesa, dar poate fi interesant, nu? Da, și cu cine crezi că vrea să distribuie un eclidon? Nu o să se afle în cap, pe sachelarie. A, ce spui tu de sachelarie? Asta am spus sachelarie. Dar ce are sachelarie cu eclidon mic în clinice, în mâine, când sorci până la toamnă, să mai gândești el. Pe urmă am întâlnit cu Valeria Brebu, aferată nebunită că e vorba să plece cu filmul la Cannes. Era gata să îi servesc. Anca. Spune dreptul la corăbile, să știi că sunt absolut originale. Cum e exact după corăbile Cristofor Columb. Ah, era să uit. Te duci neapărat, las că să mergem împreună, să vezi expoziția lui Caramitru. Am intrat pentru o clipă, niște acoarele, un colorit. Are și uleiuri, dar acoarele sunt mult mai interesante. Anca. Ce dragă? Te rog să-mi răspunzi la o întrebare, dar foarte serios. De ce mi-ai aruncat cafeaua în crematoriu? Nocivă. De ce mi-ai aruncat țigările? Otravă. Ascultă puțin, chipul că l-am mai pus tratat ca pe un copil? Și mă, ce sistem este ăsta? Spui că vii la ora 1, este te aștept, ce tu vii să-mi povestești cum vede regizorul Virgil Tudose piesa în viere. Ce e asta, Anca? Ce e asta, Cristi? Mi se pare că eu am întrebat. Și eu îți răspund. Dar ce crezi tu că sunt eu, Emma? Te rog să nu amestești pe Emma în toată povestea asta. Emma a avut păcatele, dar în niciun caz o asemenea comportare. Și cum e comportarea mea? E incalificabil, dar de-aia trebuie să atragă atenția că tot ce se petrece între noi a început să ia un aspect de operetă. Nu suntem căsătoriți, n-a fost între noi nimic, dar absolut nimic. Ai și început să mă terorizezi ca o soție. Cristi, tu glumești? Nu glumesc deloc. Atunci e foarte grav. Nu suntem căsătoriți, n-a fost între noi nimic, dar absolut nimic, și ai început să fii mitocan ca un soț. Ți-am aruncat cafeaua pentru că nu suport să o trăvești sistematic. Tu n-am nevoie de sfaturi, dragă, am ajuns la vârsta mea și fără de dacă. Nu fi grosolan, trivialitatea nu e o formă inteligență. Lasă aforismele, toate aforismele sunt false. Ce să e aforism? Ți-am aruncat țigările pentru că ai depășit orice linie. Nu suport, eu nu suport să fiu controlat. Ce, dragă, bine, am crezut că ai să înțelegi că nu ce se tau în drept. Abuzivă.
Ceea ce a minat căsnicia mea cu Emma a fost tocmai această informa egoismului. Se temea probabil să nu rămână văduvă prematur. Asta m-a îndepărtat de ea. Criste, dragă, încurci datele. Nu tu ai lăsat-o, ea te-a părăsit. Da, și mi-o spui cu voluptate. Cu tristețe. Și ești și lipsită de tact. Uiți că te afli în aceeași situație. Valeriu te-a abandonat, nu tu l-ai părăsit. Îmi închipui o cesătul. Putea să fie bietul Valeriu dacă a fost el în stare să fugă cu Emma. Doamne. În sfârșit, fiecare se sinucide în felul lui. De ce taci? Că te ascult. Dar mimez și sufer de surditate mentală. Eu vorbesc, eu aud. Nu, te ascult foarte atent. Dar dacă ai fi fost atent, n-ai fi venit la ora 3 când eu te aștept de la ora 1 ca să-mi povestești ce nostime sunt tablourile cu Caramitru. Poți să-mi spui, ce am eu cu Caramitru ăsta, dacă? Nu-l cunosc, nu mă interesează, nu i-am văzut pictura, dar sunt convins că e profund tâmpită. Auzi, dumneata, auzi, dumneata, Caramitru, eu stau, și te aștept și tu te uiți la Caramitru. Cine-i Caramitru ăsta? Cine vrei să fiu? Un pictor. Da? Și de unde și până unde? Tu și Caramitru? A făcut decoruri anul trecut la noi la teatru. Caramitru? Caramitru. La ce piesă? N-a cam uitat? Ce număr de telefon e la voi la teatru? Între ce? Vreau, la ce piesă a făcut decorul Caramitru? Ce asta, Cristo? Ce gelozie? Nu, dragă, să știu la ce piesă a făcut decorul Caramitru. Dacă mă ocup de el, măcar să-i cunosc toată opera, nu? Se rușine. Mie să-mi fie rușine. Iar tu minci cum respiri. Tu nu ți-ai închipi că e prima minciune pe care am constatat la tine în aceste 5 zile. Dar probabil că e o deformație profesională. Nu mai știi nici tu când ești tu sau când ești un personaj dintr-o piesă. Când vorbești tu sau când ecranul se începe. Termină, Cristo. Dar eroarea ta este că m-ai asimilat și m-ai confundat cu Valeriu. Nu, pe Ezo, te-ai înșelat. Eu nu sunt motofoză. Nu ești, Cristi, nu ești. Asta îmi dau și eu seama. În 8 ani de zile n-am auzit din gura lui atâtea grosolănii cât ai reușit să debitezi într-un sfert de oră. Dar nu sunt supărată pe tine. Și știi de ce? Pentru că nu te cred. Tu știi care e păcatul tău cel mai mare? Da, că există. Nu, fără tine lumea, viața ar fi mai tristă. Păcatul tău cel mai grav e felul cum te joci cu vorbele. Cristi, omul e singurul animal care vorbește. Eu, de la filozofia asta încă nu m-am gândit. Merită să reflectezi. Cuvântul e sfânt sau ar trebui să fie. Iar tu te joci cu vorbele mai ușurate, mai responsabil decât copiii cu sticlele colorate. Vorbești ca să te asculți și te înveți de muzica vorbelor. Uneori oamenii sunt robii cuvintelor, prinși și trași la fund ca necați. Arunci vorbele ca pe o ploaie de confeti, Cristi. Și viața nu e o seară de bani. Lecția asta de morală se o servești, Don Joan. Te rog să-l lași în pace. Nu mie, te rog foarte mult, eu nu mă cenzura. Nu, permite-mă lui să mă cenzureze. Și n-am să permit absolut de mă nici chiar ție. A venit. Cine a venit? Sunt într-o situație foarte grea, nu știu dacă nu fac o gafă, dar a venit... Cine a venit, femeie? Nu strigați, că aude. A venit domn profesor. Cine? E în vestibul. A venit? Da. A venit cuceritorul? Hannibal Anteportas? A sosit Motofozo, erou de la Craiova? Perfect, să intre. Nu, 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 spune-i să intre, spune că l-aștept. Moarde dorului, tot ce faci? Trec dincolo, să nu cumva să-i spui că sunt aici. Poftiți? Poftiți, domnule profesor, poftiți? Iartă-mă, Cristi, că dau așa buzna fără să te anunț, fără un telefon, fără... N-are importanță. Stai jos. Stai, mă, jos acolo, stai jos acolo. Mă așteptam să vii. Da, tocmai. A, ce ai să-mi spui? Nimic, Cristi. Nimic? Cum nimic? Ce pot să spun, dragă Cristi? Sunt foarte amărât. Dar de ce să fie amărât? N-ai niciun motiv să fie amărât. E cum să n-am? Se poate să vorbești așa? Ce? Tu crezi că mie mi-e ușor? De ce să dramatizăm, dragă? Se întâmplă. Da, dar de ce mie? E, asta spune fiecare, Valeriu. Da, dar mie mi se întâmplă prea des. Asta. N-am știut că ți se întâmplă chiar în fiecare zi. Uite, te rog să fii convins cel puțin tu că n-am vrut. Atunci pentru cine ai făcut-o? Pentru ea. Dar ce ți-a cerut-o ea? Eram convins că o să-i facă plăcere. Da, ia, ascultă, domnul. Ia să vorbim noi deschis. Da. Știi? Când a început? Vineri. În vineri, avea vineri? Până vineri nu m-am gândit. Nici ea? Cred că ea, da. Ea ținea foarte mult, spera... Atunci ea poartă toată vina. Nu, n-am spus asta. De ce minți, mă, că te mănânc acum cu dinții? Eu te minte. Spune mai departe, Cristi. Păi ce să spun? Spune mai departe, spune tot, până în cele mai mici amănunte. Păi eram convins că le cunoști. M-au trimis la Craiova. Lasă, că asta știu eu, mai departe mă interesează pe mine.
De aici, de la tine, am plecat la gară. Așa, bun, la gară. Bun, și? Mai erau 5 minute. Treci mata peste amănuntele astea, hai. Nu, că-s foarte importante. Știi că din greșeală m-am urcat în alt tren, de Iași. Așa, bun, de Iași. Și? Mai erau 3 minute. Marelu, termină. 2 minute și 30 de secunde. Așa. M-am urcat în acceleratul de Craiova. Așa. Ajung acolo, mă prezint la examen, dau probele scrise, vine președintele la mine, mă ia deoparte și îmi spune: tovarășe Stambuliu, o chestiune foarte neplăcută. A venit Țuțuian. Da. Auzi, Cristi Ghinion, s-a făcut bine Țuțuianu. Așa încât vă mulțumim pentru deranj, dar n-avem ce face. S-a făcut bine titularul. Valeriu. Da. Ce tot îndrugi tu acolo? Mă, așa mi-a spus Cristi, cuvânt cu cuvânt. S-a făcut bine Țuțuianu. Și? Și am plecat. Unde? E cum, unde, la București. Da, ascultă-mă, motofoză, tu-ți bagi joc de mine? Eu de tine, Cristi. Tu de unde vii acum? De unde vii acum? De acasă. Da, dar nu-i nimeni. Apropo, tu nu știi unde e Anca? Eu chiar vine, domnule. De unde vrei să știu unde e Anca? Păi credeam că poate în lipsa mea a trecut pe aici pe la voi, ați stat de vorbă și... Sunt foarte amărât, dragă Cristi. Foarte amărât. Auzi, Ghinion, să se facă bine Țuțuian tocmai în ziua examenului. Putea să mai zacă și el vreo 3 zile, că nu murea. Și nu mă doare atât de mine. Dar de cine? E cum, de Anca. Ea ținea foarte mult. La ce? E cum, dragă, să mă vadă în comisie. Nu mi-a spus-o niciodată, dar o simțeam. Acum nici nu știu cum să o previn. Este puțin, este. Tu nu i-ai scris? Cui? Cum cui? Lui Anca? Nu. Nimic? Nimic. Nici o ilustrată? Nu, nici o ilustrată. Nici din gară? Nici din gară. Din care gară? De nord. Păi de ce să-i scriu din gara de nord? Prin gară, din altă parte, ți-ai fi scris și de acolo, un rând, ca orice bărbat. Ce fel de bărbat ești tu, mă, motofozul? Dacă mie de scrisor mi-a ars. Iartă-mă că te deranjez cu toate necazurile astea ale mele și că... Cât zici că-i ceasul? Ce cât zici că-i ceasul, mă? 6:30 am fugit dacă vine Anca acasă și nu... Dragă, Cristi, eu sper că Emma nu este supărată pe mine. Dar de ce să fie Emma supărată pe tine? E cum, fiindcă n-am venit vineri la belotă. Știi ce rău mi-a părut? Nu pot să spun, dragă Cristi. Eu, iartă-mă, te rog, întârzi și Anca, dacă nu sunt casă, intră în familie. Ai auzit? Tot. Ce spui? Ce s-a spus? Sunt surprins. Meni. Valeriu. S-a întâmplat ceva între ei și acum încearcă să o repar. Îi atribuie o viclenie de care nu-i capabil. Nu-mi dau seama câtă perfidie ascunzi. Vorbești prostii. E atât de perfid încât pare înainte. Cristi, iar delirezi. Lasă, că m-am uitat cu atenție la el, recunosc că are farmec ticălosul ăsta. Nu neg. Cu alte cuvinte, te-aș convins. Da. Dar există și scrisoarea. Care scrisoare? Scrisoarea lui, unde e? Au rupt-o. Dar această scrisoare a existat. Înseamnă că nu ți-ai dat seama că nu e scrisul lui? Mânia e un sfetnic prost. Hai să mă nebunești cu aforismele. Cine a trimis scrisoarea? Nu știu, Cristi, și nici nu mă interesează să aflu. Un singur lucru știu, că mă așteaptă. Așa cum așteaptă de ani de zile. Simplu, liniștit, egal, cu micile și rarele lui bucurii, cu necazurile lui mărunte, dar întotdeauna prezent. Cristi, am cunoscut în viața mea o mulțime de oameni, deștepți, talentați, spirituali. Știi care mi se pare astăzi oamenii cei mai prețioși? Oamenii siguri. Mă așteaptă. Nu vreau să-l las să mă aștepte. Iartă-mă. Maestre, cred că sufleul... Mamă, Sava! Da? Dumneata știi cum îmi imaginez eu infernul? Cum, maestre? Ca pe un imens balamuc, în care fiecare monologhează după limba lui, după logica lui personală. Necomunicabilă, netransmisibilă. Doamnă Sava, eu sunt în infern. Stai jos să-ți anunț bomba. Emma n-a plecat cu Valeriu.
Nu, l-am năpăstuit pe Belfer de pomană. Atunci cu cine? Nu știu și nebunesc. Și ce importanță are să aflăm, cum se spune în termen tehnic, identitatea individului? Cu ce modifică situația? Să presupunem că cheamă Ionescu, care între 30 și 45 de ani, că e medic, inginer sau astronom. E și? Ințialul e altul, că doamna Emma a plecat și nimeni nu pleacă de bine. Dar există și tentație, există și aventura. Ispita nu-și face loc decât în sufletele nefericite. Dar cu alte cuvinte, Emma a fost nefericită, nu? Da. Pe principalul vinovat sunt eu. Evident. Pentru că când Emma este inocentă, ca un îngeraș. Nu, n-am spus să mai vorbim, toate femeile sunt legate între ele printr-o complicitate atavică. Dacă ar fi după dumneata, trebuie să mă duc să-i cer iertare, nu propui asta. Nu sunt acasă pentru nimeni. A venit! Ce a venit? Doamna! Mulțumesc, mulțumesc, doamna Țara. Bună, Cristi. Bună, Eva. Când ai sosit? Acum ce întrebare asta, de ce timp? Ce face tata? Slavă Domnului, bine. A să zic că a scăpat. N-a fost nimic serios. Aș fi mirat că m-a văzut. Dar nu-mi pare rău că m-am dus. Ce nu mi-ai telefonat? Am telefonat, dar nu a răspuns nimeni. Stai jos, Anco. Ce cu tine, Cristi? Ce vrei să fie? Da, bă, Emma, te-am așteptat să vii. Sunt foarte bucuros că te-ai întors. Ce cu vapoarele astea? Îți plac? Frumoase, dar cam multe. Da, e dreptate, sunt cam multe. Și? Ce și? Aștept. Ce? Mai nimic să-mi spui? Nu mai ai nimic? Nimic, Cristi. Da? Foarte interesant. Te văd agitat, ce-i cu tine? În potrivă, sunt foarte liniștit, când am fost în viața mea. Înseamnă că vacanța asta a picat bine. Da, asta e și părerea mea. Vezi că gândim același lucru? Uite că mi se pare că de data asta nu mai gândim așa. Și asta se poate gândi? Emma, te rog să stai jos. Vreau să-ți vorbesc eu întâi. Știu că ai să-mi spui foarte multe lucruri, dar te rog mai întâi să mă asculți pe mine cu cea mai mare atenție. Ce ascult? Așa. Dacă Emma, zilele astea că tu ai lipsit, eu m-am gândit. La ce, Cristi? La mine, la tine. Și la mine? La noi. O să ți se pare foarte curios, dar să știi că eu nu te învinuiesc de nimic. Ar fi și greu, Cristi. M-am așteptat eu la răspuns. Asta da, în sfârșit. Mi-am revăzut viața. Bine, mă faci să râd. Ai un aer de gravitate, de solemnitate care nu te prinde. Ascultă-mă, totuși până la capăt. De ce ai mutat toată... Era vorba să mă asculti. Să nu mă urechi. Așa. Noi suntem împreună de 8 ani. Ai memorie? Acești 8 ani au fost între noi, cum să spun. Nu-mi spune, Cristi, n-am uitat nimic. În lipsa ta, eu mi-am scrutat viața. Mă uimești? Am ajuns la concluzia că eu am greșit față de tine și nu o dat. N-ai vrea totuși să amânăm discuția, sunt cam obosită. Nu, ascultă-mă, totuși până la capăt. M-am uitat deci la mine, poate pentru prima oară, cu cea mai mare atenție și mi-am descoperit 1000 de defecte. Și totuși pianul stătea mai bine înainte. Am fost egoist, am fost brutal. De ce s-a petrecut aici în lipsa mea? Ce s-a petrecut, dragă? Nimic. Eu m-am gândit. Nu m-am pus niciodată întrebarea dacă tu ești fericită lângă mine. Mi se părea o axiomă, un postulat. Și ai luat hotărârea să te schimbi? Până acum am dus o viață, începem alta. La început va fi greu, dar vom face amândoi eforturi. Fiți prostiile astea, Cristi. Nu gândim aceleași lucruri, Emma, pentru că, indiferent de greșelile mele, purtarea ta rămâne incalificabilă. Interesant. Și ce-mi reproșezi? Că ai tăcut. N-am tăcut. Nu m-ai auzit? Că mi-ai ascuns. N-am ascuns. N-ai băgat de seamă? E vina ta? Un an și jumătate am dus o viață falsă. Nu un an și jumătate, Cristi. Mult mai mult. Nu mai spune care va să zică și înainte de acest an și jumătate. Dar sigur, Cristi, ce e o surpriză? Nu că nebunesc, ai vrea să nu fie nicio surpriză. Dar și tu dai seama ce dramă trăim noi. Ce putem face? Dar și mi-o spui cu indiferența asta. Vine la capătul unor ani în care am fost atât de singură. Nu, să nu faci literatură ieftină și nu supralicita. N-ai fost mai singură decât altele. Nu mă jigni inutil, eu nu sunt altele. Dar ai fost atât de singură, ce nu mi-ai spus? M-am fi văzut ce e de făcut, nu? Când doi oameni ajung să caute să vadă ce e de făcut, înseamnă că nu mai e de făcut nimic sau aproape nimic. Asta am fi ajuns acum în situația asta în care îmi spui lucrurile astea în felul ăsta lipsit de delicatețe. Cine e? Cine? Bărbatul. Care bărbat? Care te prețuiește. Nu înțeleg. Care stimezi. Nu pricep. Cu care te înțelegi. Cristi, dragă, tu ai nebunit. Să te expresi pe tare, dragă. Ce expresi? Din spate. Din ce scrisoare? Din care bărbat? Dar ce vrei să mă scoți în sărete? Ce? Ce asta nu-i scrisoarea ta, nu-i scrisul tău, nu-i semnătura ta? Și unde ai găsit? Într-un plic. În corespondența mea. Înseamnă că manuscrisul meu e aici. Lasă manuscrisul, eu te întreb ce-i asta. O filă din traducerea la care lucrez. Flaubert, Madame Bovary. Scrisoarea trimisă de Emma Bovary, soțul ei, înaintea plecării. Asta? Asta. Flaubert. Flaubert. Emma Bovary. Vezi cum îmi zăpăcești mie hârtiile? Caut manuscrisul ăsta de o săptămână.
Trebuie să fii pe aici. Uite un mână, zilele astea, mi-am dat seama imediat după stilul lui Flaubert. Tu ce faci? Mă duc să fac un duș să mă schimb. Ce știi de Valeriu, mulțumit? Da, e în culmea fericirii, a fost dat afară din comisie. Să știi că dacă se face ciocul, nu mai moare nimeni, gata. Doamna Sava? Doamna Sava neclintită ca cea hlău la locul ei aici. Bazac, Stendhal, Flaubert, educația sentimentală. Madame Bovary. Doamnă Sava! Doamnă Sava! Inutil să mimezi surpriza, știi tot, te-ai ascultat la ușă, frumos. Ce spui? Privitor la ce, maestre? Doamne, sau am încercat să mă exasperez. Eu te întreb ce părere ai. În ce direcție, maestre? Da. O-ucit. Asta zic că nu înțelegi. Eu întreb ce părere ai. Despre ce, maestre? Despre Flaubert. Bună, bună! Dar despre Madame Bovary. Ce roman! De câte ori m-am gândit să scrieți dumneavoastră o dramă muzicală pe subiectul ăsta? Lasă-mă ta drama muzicală. Eu te întreb ce părere ai despre drama asta de aici. Ce dramă, maestre? Să zic că nu pricep nimic. Hă? Ce să pricep, maestre? Și prima scrisoare a fost falsă. Mărturisesc că la soluția asta nu m-am gândit. Da. Asta înseamnă că au fost expediate de aceeași persoană. Tot ce se poate. Ei, să vedem cine ar fi putut să facă. Întrebarea mă depășește, maestru. Da, da. Ia, doamnă, să văd că eu am niște bănuieli. Ce bănuieli? Deci, pe măsură ce mă cufund în analiza cazului, bănuierile mele devin certuri. Maestre, trebuie să pregătești ceva de mâncare pentru doamna, vine de pe drum. Da, mă iertați. Da. Stai! Alo? Hai, dragă, repede. Hai, orică că te așteptăm. Hai, că a venit și Emma. Îți repet, doamnă Sava, nu bănuieli, certitudini. Ei, ce spui? Mai strâng vorbiți într-o limbă necunoscută pentru mine. Nu știu la ce vă referiți, nu știu la ce faceți aluzie. La tot ce s-a întâmplat aici. Dar s-a întâmplat ceva? Poate că știți dumneavoastră. Eu, maestră, n-am cunoștință. Mă iertați. A venit Eva? Eva a venit adineauri. Ce face taică-s? Bine, unde e Valeriu? La școală, s-a dus la se delegația și biletele. Și acum, încheierea acestui mic roman polițist. Ascultă, Anca, da? Și scrisoarea trimisă de Emma a fost falsă. Nu mai spune. Da, am fost victima unei duble mistificări. Formidabil. Mm-hmm. Dar sunt pe urmele asasinului. Adică? Dar știu cine a trimis scrisorile. Cine? Madame Sava. Ești sigur? Punct capul. Ce te face? O mie de motive. Primul. Sufleul. Da. Răsuflat. Da. O mie de motive. Primul. Este singura la curent cu tot ce s-a întâmplat. Pardon, nu e singura. Dar cine mai știe? Noi. Dragă, Anca, de mine sunt sigur. Nu le-am primit. Dar mai există un personaj. Care? Eu. Adu-ți aminte. Te-am avertizat că și eu știu să mă joc. Cum, Anca, tu? De ce ai făcut asta? Pentru ce? Pentru că te iubești, nu? Pentru că mi-ești drag. Pentru că ești încredințat că îți poți îngădui orice. Pentru că privești lumea pentru un binoclu întors. Pentru că, Cristi, tu știi cum mint oamenii. Spunând minciuni, ascunzând adevărul sau șerând. Tu exagerezi până la confuzia că nu mai știi nici tu unde e adevăr și unde e minciune. Pentru că te joci. De ce am făcut-o? Din aceleași motive pentru care ți-am dorit corăbile astea. Caravelele lui Cristofor Columb în luptă cu nemărginirea. Să le privești, să visezi, dar să știi că e un joc. Și mai departe, ce va fi mai departe? Cu cine? Cum cu cine? Cu mine, cu tine, cu noi. Ce va fi?
În prima seară, în seara plecării lui Valeriu, mi-ai pus o melodie care mi-a plăcut. Mi-ai spus un cântec vechi, un cadril. Tu știi cum se dansa cadrilul pe vremuri? Fă un efort de fantezie și imaginează-ți o seară de bal de pe vremuri. Perechile înșirate sub focurile policandrelor. Fiecare bărbat cu iubita, soția sau logodnica. La un moment dat, conducătorul dansului bătea cu bastonul în podea și dădea o poruncă. Un pas înainte, doi pași înapoi, reverență. Și perechile se supuneau cu sentimentul că execută un ceremonial sacru. A, am înțeles, îți bați jocul. Deloc, deloc, așteaptă. Le vedea cum devine interesant. Și venea o altă poruncă. Schimbați partenerele. Nostri, nu? Și de unde până atunci te aflai la brațul nevestei, te pomeneai întinzând grațios mâna unei necunoscute, care surâdea fermecată, părând a-ți spune, unde ai fost până acum, iubitule? Și sub focurile policandrelor se legau iubiri de o secundă, până când o nouă poruncă punea capăt iluziei. Tout le monde en place, fiecare la locul său. Și vraja se destrăma, fiindcă orice vrajă e făcută ca să destrame. Păcat? Poate. Dar ce pot face pentru tine, Cristi? Așa era dans. Ce va fi de acum încolo? Valeriu. Hai, domnule, unde umbre, domnule? Hai, că venim și Emma. Dar ce a fost plecată undeva? Cum? Întreb, a fost plecată undeva? Dacă așa, tu nu știi dacă a fost plecată. Dar important nu este că a fost plecată, important este că s-a întors, nu-i așa, Anca? Sigur, Cristi. Uitam adineaul la ei, eu nu înțeleg de ce unii oameni spun că voi două semana. Cine, Anca cu Emma? Da, da, poate așa, unele gesturi, unele priviri. Ce faci, mă, Valeriu? Ei, copii, știți ce vreau să vă propun eu? Ce-ar fi să facem o belotă? Ostrașnic, tot am ratat noi vinerea trecută, îndeplinim planul pe ziua. Atunci cum jucă? Cum ca de obicei, eu cu nevastă, ta tu cu nevastă. Da, iar, stai acolo jos, stai, hai, fă cărțile. Da, da. Emma nu vine? Da, imediat. Emma! Emma! Hai, Emma! Dragă! Stai să pun muzică. Hai, vreau, că așteaptă mosafirii. Bă, să zic așa cu maturitatea, Valeriu. Copii, să știți că nu-mi pare rău că am fost acolo. Am luat contact cu autoritățile locale. Sunt dispuse să înființeze o catedră de malgaș la Universitatea din Craiova. Da. Păi nu ți-am spus eu ție că oltenii ăștia sunt dați dracu? Haide, haide, Emma, haide! Emma! S-a întâmplat ceva, Cristi? Nu, nimic. Citește, citește tare. Dragul meu, Cristi, scrisoarea asta nu e din nefericire o glumă. O port în mine ca pe o rană de ani de zile. Astăzi sunt fericită că am curajul să ți-o trimit. Plec. Și tu știi că plec singură. E uneori însă atât de necesar să fii cel puțin o vreme singură. E ca o operație pe care trebuie să o fac. E ca o datorie pe care trebuie să o plătesc. Cui? Mie. Nu fi trist, Cristi, și succes la belotă. Postscriptum. Nu o certa pe doamna Sava. Nu e indiscretă și nici intrigantă. E numai un om cum se cade. Înțeleg. Ce s-a întâmplat, Anca? Să mergem. De ce? Cum? De ce plecați? Mai stați, dar are ce important. Jucăm în trei. Nu trișa. Fii cu minte, Cristofor.